vă comunic autoturismul Ford cu numărul de matriculare B55APF, înregistrat de videoradar locșorul satului Zvarle, cu viteza de 123 km/h. Radarele au fost amplasate astăzi pe drumul european 79 în dreptul localității Plopșoru. Toștii care au trecut prin zonă și au apăsat prea mult pedala de accelerație au devenit pietoni. Vin de la Curtea Verde, dar nu știu dacă am depășit. 121. 121 am localitate. Unde? La Izvoare. 3530, vă comunică autoturismul Ford cu numărul de matriculare B55APV, înregistrat de videoradar. Până la această dată au fost reținute 10 permise de conducere pentru cei care au depășit viteza maximă admisă pe acest tronson. Până la finalizarea acțiunii, polițiștii au mai lăsat fără permis de conducere încă 4 șoferi vitezomani.